a lucrat cu foarte multe medii artistice, de la pictură și grafică până la arte decorative. În 1922, Maxie a plecat împreună cu soția sa în Germania, la Berlin, unde a mai studiat o perioadă cu Arthur Segal, tot un pictor român de origine evreiască. La Berlin a expus alături de Paul Klee la galeriile Der Sturm și a devenit membru al grupării artistice November Gruppe. După ce s-a întors în România, Maxie nu a pierdut niciodată contactul cu artiștii avangardiști care lucrau în Occident și a fost permanent la curent cu mișcările internaționale, înființând chiar o școală de artă după modelul Bauhaus. În 1924 a expus la expoziția internațională a grupului format în jurul revistei Contemporanul, alături de Brâncuș, Victor Brauner, Marcel Iancu, Corneliu Mihăilescu și Milița Petrașcu, toate figuri emblematice ale avangardei românești. Atașat de activitatea publicistică a revistelor avangardiste, Maxie a înființat revista Integral și a realizat ilustrații și texte pentru 1.75HP, dar și pentru alte reviste cu orientare de stânga. Max Hermann Maxie a fost un pictor avangardist român de origine evreiască care a contribuit în mod semnificativ la scena artei românești interbelice și postbelice. A stimulat activitatea publicistică de artă și a organizat expoziții de mare succes, iar ca artist s-a dovedit a fi profund angajat social. Ajuns director al Muzeului Național de Artă, Maxie a fost una dintre cele mai interesante personalități ale scenei artistice românești de avangardă. Maxie s-a născut la Brăila în 1895, iar studiile le-a făcut la București, la Școala de Arte Frumoase, avându-l ca profesor pe Camil Resu. A fost mobilizat și trimis pe front pentru a fi medic militar în Primul Război Mondial. Caracter deschis și uman, tragedia războiului l-a afectat foarte mult pe Maxie, iar în cei 2 ani de zile a realizat multe desene cu subiecte de pe front, care au fost și expuse în prima lui expoziție personală în 1920. Maxie a fost printre artiștii de origine evrească ce au ales să nu părăsească România în perioada în care s-au afirmat mai puternic ideologiile de extremă dreaptă sau chiar atunci când antisemitismul a devenit politică de stat în 1941. În această perioadă dificilă a îndeplinit rolul de director al Teatrului Evreiesc și a predat la Școala de Artă pentru Evrei, instituție privată care a luat naștere odată ce elevii și studenții evrei nu au mai fost primiți în școlile de stat. Trecut și el însuși prin suferințele persecuțiilor, situația lui Maxie s-a schimbat abia după schimbarea regimului, când a devenit directorul Muzeului Național de Artă a României și profesor la Institutul Nicolae Grigorescu din București. Totuși, faptul că Maxie a ales să rămână în România comunistă a avut drept consecință intrarea în obscuritatea creației sale în lumea occidentală, spre deosebire de colegii săi avangardiști care s-au stabilit în afară și au fost cunoscuți și apreciați. Max Hermann Maxie a lucrat cu foarte multe medii artistice, de la pictură și grafică până la arte decorative, și a realizat tapiserii, mobilă și obiecte din ceramică. În pictură, Maxie a trecut prin mai multe perioade, inițial abordând un cubism analitic, trecând mai apoi la constructivism și, în final, stabilizându-se într-un modernism destul de moderat. A avut o viziune artistică sintetică și caracterizată prin rigoarea formelor și a maselor de culoare, care întotdeauna alcătuiesc un ansamblu ordonat la Maxie. A păstrat integritatea formelor în picturile sale, ale căror subiecte aveau de multe ori implicații etnice și politice cu un mesaj social clar. Lucrarea Construcție umană este un exemplu al sintezei stilistice pe care Maxie a atins-o în opera sa de maturitate. Două personaje îmbrăcate în costume țărănești, surprinse în timpul muncii, cu membrele vădit accentuate pentru a arăta stabilitate și forță, fac trimitere la ideile de stânga cu care cei mai mulți artiști ai avangardei au cochetat, printre care și Maxie. Max Hermann Maxie a fost unul dintre cei mai de seamă artiști ai avangardei românești și o personalitate extraordinară, activă și foarte umană, care a legat în perioada interbelică România de Occident.